Asigurările sunt precum centurile de siguranță. Par și incomode și inutile până ai o primă sau singură dată nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm din nou la Zodia Asigurărilor și suntem sub semnul racului. Părțile corpului guvernate de zodia racului sunt pieptul și stomacul și nu vă spun întâmplător lucrul ăsta, pentru că tocmai de aceea problemele de sănătate, pentru că despre asta o să vorbim astăzi, la care racii sunt expuși cel mai frecvent, sunt de natură digestivă, respiratorie și limfatică. Așadar, o asigurare de sănătate ar putea să fie extrem de folositoare și despre aceste asigurări vom discuta noi astăzi. Haideți să vă spun ce s-a întâmplat. Premierul Florin Câțu a declarat joi că în ședința de guvern s-a adoptat o ordonanță de urgență privind coplata, contribuție personală, în sistemul medical privat. Această contribuție personală ar putea fi acoperită de către companiile de asigurări la niște prețuri foarte mici dacă pacienții dețin asigurări voluntare de sănătate. Toată lumea deține asigurare obligatorie de sănătate, practic o plătește angajatorul pentru angajat, merge la bugetul de stat și de acolo ajunge în sistemul sanitar. Cum ajunge? Asta este o altă discuție. Am astfel persoanele care vor dori să se trateze în privat, în general suportă o diferență de preț între suma decontată de stat și prețul perceput de sistemul privat. Dar aceste sume pot fi acoperite și o să vedem astăzi cum. Îi am alături de mine în studio, este Radu Gănescu, este președintele Coaliției Organizației Pacienților cu Afecțiuni Cronice, pe scurt COPAC, o să mă auziți spunând asta. Teo Alexandrescu a condus companii de asigurări de viață și sănătate extrem de performante cât a fost în România, iar pentru că a fost foarte bun acum, a fost importat practic sau exportat în Middle East, în Orientul Mijlociu și lucrează la o foarte mare și cunoscută companie internațională de asigurări, tot pe partea asta de sănătate. Ca să vedem cum ajung asigurările la clienți, îl avem pe Adrian Goran, care este la top 3, este la brokerul, cum să vă spun, este în top 3 brokeri și el răspunde de sănătate, de viață și de pensii. Le urez bun venit tuturor și trec la prima întrebare. Primul meu invitat, așa cum v-am spus, este Radu Gănescu. Săptămâna trecută a fost acest moment extrem de important și extrem de așteptat. Aprobarea de către executivă a ordonanței de urgență a Guvernului privind introducerea coplății în sistemul sanitar privat. Ce înseamnă coplata asta pentru pacienții din România? Știu că există puncte de vedere divergente aici. Da, sau complementare, mai bine. Într-adevăr, corect. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Bună ziua. Lucrurile sunt văzute în diverse perspective. Aș vrea să punctez câteva lucruri înainte de a comenta. Unu, nu este o discuție nouă. Noi vorbim de astfel de modificări legislative, de coplată, de 3-4 ani de zile. Acum a fost prima oară când s-a pus și în aplicare. Deci ca terminologie sau ca discuție nu este ceva nou. Trebuie să mai punctăm faptul că este în aplicare pe perioada acestui an doar pentru spitalizările continue în sistem privat. Deci deocamdată această coplată se face pentru cei care beneficiază de spitalizare continuă. Acum mergem în partea a doua discuției, mă întrebați apropo de pacienți. Păi dacă vorbim de spitalizări continue, vorbim în marea lor majoritate de persoane cu boli acute, care nu sunt un pic diferite față de bolnavul cronic obișnuit pe care îl știm noi, care merge regulat la spital, care trebuie să fie monitorizat, să-și ia tratamentul și să beneficieze de servicii periodice. Atunci înseamnă că sunt acei pacienți care merg odată când au nevoie, când există o criză, când nu au alte posibilități.
Unii din pacienți sunt mulțumiți și aș putea să vă dau exemplu de ce. Pentru că prin acest sistem, practic, banul urmărește pacientul și nu pacientul urmărește unde găsește locuri libere, unde găsește posibilitatea de a beneficia de niște servicii medicale. Și am avut și experiența neplăcută a anului 2020, când majoritatea spitalelor publice au fost închise, unde accesul a fost foarte limitat pentru bolnavi atât cronici cât și bolnavi acuți. Și atunci, bineînțeles că s-au dus într-un sistem privat. Mergând în sistem privat, era clar că dorința pacientului, mai ales dacă e contribuabil, ar fi fost ca și statul să pună ceva din acele contribuții pe care orice cetățean le plătește pentru a fi un cost cât mai mic, un cost cât mai acceptabil. Și aici, din perspectiva aceasta, pot să spun că marea majoritate a celor care merg în servicii private și inclusiv eu, sunt bucuroși pentru că nu mai beneficiază de tot costul, de toată povara costului, beneficiază și de acest sistem de decontare al casei, pentru că, până la urmă, tot sunt contribuabil, ar trebui să-mi aleg și furnizorul, cum îmi aleg și medicul. Deci, din această perspectivă, lucrurile sunt văzute în sensul ăsta. Dar sunt și pacienți care spun că va exista o discriminare, pentru că nu toată lumea își permite, nu toată lumea are asigurări private și atunci cumva va fi o povară financiară. Dar din punctul meu de vedere, cred că lucrurile trebuie văzute într-un sistem complex. Faptul că ai acces la servicii medicale decontate de stat și în public și în privat, eventual, într-adevăr, cu o mică coplată, care, aș putea să fac o mică paranteză, oricum o făceam și înainte, decât că nu se numea coplată, și aici vorbim de formă și de definiție, se numea o contribuție la serviciul respectiv, pentru că plăteai diferența de cazare, diferența de mâncare și alte servicii complementare pe care publicul nu le are. Dar lucrurile de multe ori se confundă, intenționat sau neintenționat, asta e de datoria noastră să explicăm cetățenilor. Aș spune că în ceea ce privește cetățeanul, fiecare dintre noi a trecut odată sau de mai multe ori prin sistemul de stat, sistemul medical de stat, și există niște plăți informale acolo care sunt infinit mai mari decât prețul unei asigurări de sănătate și pe care omul plătește cu multă bucurie. Adică, să spunem, raportul ar fi probabil undeva la 1 la 10. Deci cu o zecime din sumele informale pe care le plătim, am putea avea niște servicii medicale mult mai bune. Teo Alexandrescu, știu că și aici în România ai contribuit la creșterea și dezvoltarea sistemului de asigurări de sănătate, acesta voluntar, după care ai plecat în Orientul Mijlociu sau ai fost atras în Orientul Mijlociu și ai contribuit la reforma sănătății din zona respectivă. În ce constă această reformă a sănătății? Cum arată? Cum funcționează ea? Și pe urmă ne întoarcem la coplată. Te rog. Sergiu, în primul rând vreau să te felicit pentru reziliența care ai și pentru determinarea de care ai dat dovadă să promovezi în ultimii de când te știu, din, cred că din 97, să promovezi asigurările și asigurări de sănătate printre altele. Cred că faci un lucru care este oarecum unic în România și încă o dată felicitări, pentru că reziști cu toate că lucrurile nu se mișcă așa cum ar trebui, reziști în zona asta la asigurărilor. Ceea ce cred că e foarte greu și chiar apreciez efortul pe care îl depui. Acum, întorcându-ne la reformă, mi-ai dat ocazia și din nou îți mulțumesc să spun câteva lucruri despre ce s-ar putea face, pentru ceea ce au făcut alții, chiar dacă au bani mai mulți, sunt unele lucruri care se pot aplica și în România și poate că acesta este acel patriotism de care vorbește toată lumea, chiar mi-aș dori să pot contribui fără a fi poate nici măcar implicat direct în tot transformarea sistemului medical, care pornește de la finanțare. Acum, reforma la pe care eu am implementat-o, împreună cu alți colegi din piață, cu alte companii de asigurări și cu guvernul din Dubai, am făcut un sistem care este practic un sistem de social,
care are și o componentă voluntară, deci este o componentă obligatorie și o componentă voluntară, dar este total administrat de stat, de privat, pardon. El este coordonat, este supravegheat, este reinforțat, aplică măsuri de coerciție, dacă este nevoie, dar de către state, există o entitate, cum e Casa Națională de Asigurări de Sănătate din România, și care, practic, coordonează, supraveghează, reglementează tot sistemul, chiar dacă el este în administrare privată. Și atât componenta obligatorie, care este ca o contribuție socială, nu este numită contribuție socială, dar cât și componenta voluntară, indiferent dacă sunt de la furnizori de servicii de privat sau de stat, adică spitale, clinici de stat sau private, indiferent că ești o farmacie mică din colț, totul trece prin această platformă comună pentru a putea dezvolta politici unitare de sănătate, ceea ce duce la o mai mare eficiență. Acum, modelul pe care l-am experimentat în Europa Centrală și de Est este acela de coplată, pentru că sistemul social este foarte adânc implementat, este foarte vechi, cu eficiența pe care o știm, și atunci singura formă de trecere probabil la un sistem universal de asigurări de sănătate este să treci printr-o formă de coplată, care este complet voluntară, în fel de pilon 3, care completează acele costuri suplimentare într-un sistem privat. Din punct de vedere discriminare, am auzit interlocutorul dinaintea mea, practic există și acum o discriminare, pentru că puțin își permit să meargă în sistem privat. Deci mai este puțin reușesc să își permită sistemul privat. Singura diferență va fi că vei putea acoperi acea plată suplimentară între ceea ce oferă Casa Națională de Asigurări și costul furnizorului printr-o asigurare voluntară de sănătate, pe care dacă nu iei, nu trebuie să scoți bani cash, dacă nu o cumperi, poate nici nu te duci, rămâi în sistemul de stat. Cred că este un pas important. Să fiu cinstit, cred că se legiferează ceva ceea ce se întâmpla deja, dar nu printr-o asigurare, pentru că erau foarte multe opțiuni de a ocoli un paragraf din lege care spunea că trebuie să furnizezi și în sistemul privat serviciu de la cap la coadă. Și existau diverse artificii de a pune contribuții suplimentare care mergeau în special pe zona de cash, adică de bani plătiți direct. Deci un lucru bun. E un lucru bun și dacă ar trece și la ambulatoriu, cred că ar face o trecere mai graduală, dar accelerată, totuși către un sistem de privat, pentru că oamenii ar vedea beneficiul unei asigurări voluntare complementare de sănătate cu un cost, bineînțeles, redus. Da. Dacă îmi dai voie, Sergio, aș mai vrea să spun de o experiență proprie scurtă. Nu știu dacă... Da, auzi. Te aud, te rog. Chiar vreau să te întreb dacă ai și o experiență personală în această zonă. Da. Te rog. Există un risc. Există un risc major. Există o contaminare, din ce am văzut în ultima perioadă, dintre sistemul de stat și cel privat. O contaminare ca și la nivel de aptitudine, la nivel de calitatea serviciilor. Am avut poate neșansa zilele trecute, soția mea mergea pe calea Victoriei, s-a împiedicat, a căzut în cot și a făcut o fractură de cot, de radius, de cap de radius, de o apofiză a radius, adică a unei os din artebraț, și am mers la un furnizor de servicii medicale privat, nu contează cine este, pentru o radiografie. Am așteptat 4 ore pentru o radiografie obișnuită, iar după ce costul a fost undeva la 590 de lei, similar cu ceea ce aș fi plătit ca și cash în Dubai, și când am vrut să mă decontez cu asigurarea mea de la un mare furnizor de asigurări american, Cigna, asta nu este compania mea, deci e o companie la care am asigurare, am fost informat că nu mai
lucrează cu acel furnizor. Se deconta înainte direct, chiar dacă Signa nu este reprezentată direct. Și m-am interesat pentru că îi cunosc pe cei de la Signa, de ce au hotărât. Și au spus că experiența pe care un pacient cu asigurare la ei o are în anumite unități medicale, chiar private, nu este acceptabil. Deci, e bine că avem această coplată și eu sper că asiguratorii să se implice și în acest customer experience, pacient experience, pentru a ajuta, pentru că sunt anumite zone în care pot ajuta, sau chiar a bloca acei furnizori care nu respectă pacientul. Deci, cred că asta este o mare problemă care numai prin asigurări se poate rezolva. Pentru că asiguratorul nu numai că vine cu know-how, dar vine cu fonduri, know-how, dar chiar și cu o metodă de a conecta anumite deviații de la un comportament normal. Deci, îmi pare rău că am trăit pe pielea mea acest lucru, la niște costuri similare cu ceea ce aș fi putut să plătesc într-un sistem care deja funcționează, și am înțeles de ce anumiți furnizori au furnizori de asigurări, au hotărât să nu se mai deconteze direct cu acele unități medicale. Să vă dau un exemplu, Signa are prime totale la un triliard de dolari, deci de câteva ori PIB-ul României. Deci este un mare furnizor și nu vreau să-i fac reclamă, că nici nu-l reprezint, dar când cineva hotărăște la nivelul ăsta să nu mai lucreze cu tine, înseamnă că ai o problemă serioasă. Și acest lucru nu este singular. Și nu am vrut să numesc furnizorul de servicii medicale. Din fericire, eu am experiențe mult mai plăcute cu furnizorii de servicii medicale private și care întâmplător sau nu sunt decontați de către tot așa un mare asigurător, dar nu din România, ci din străinătate, dar care pe libera circulație a serviciilor lucrează și aici. O să vorbesc puțin mai târziu despre asta. Trec acum la Adi Goran. Brokerii de asigurare aduc produsele de asigurare mai aproape de client, adică practic ei funcționează ca un fel de rețea de distribuție a asigurătorilor. Ei cunosc oferta mai multor asigurători și atunci, cunoscând nevoile clienților, le oferă acea asigurare, având știința asta în spate și documentare și posibilitatea de a face comparații, preț, calitate, beneficii și așa mai departe, oferă clienților, funcție de nevoile lor, cele mai bune produse, din care clientul să-și și-l aleagă pe cel care îi se pare cel mai potrivit. Adică fac consultanță de asigurări. Asta ca să știți ce fac brokerii de asigurare. Acum, mă întorc la brokerii, unul din cei trei mari brokeri de asigurare din România. Adi Goran coordonează partea de viață, sănătate și pensii. Astăzi o să vorbim despre sănătate. Adi, ce își doresc clienții de la asigurările de sănătate? De ce cumpără asigurări de sănătate voluntare? La ce se uită când aleg un astfel de produs de sănătate? Te rog. Sergiu, te salut în primul rând. Mulțumesc pentru invitație. Evoluăm din acest punct de vedere, în special de când anul trecut, din luna martie, am fost obligat să ne modificăm puțin optica cu privire la modul în care privim sănătatea noastră. Și acest lucru s-a remarcat prin creșterea cererii de asigurări voluntare de sănătate. Ce urmăresc clienții? Urmăresc, în primul rând, să fie tratați cu respect. Din acest punct de vedere, aleg și o asigurare privată de sănătate. În al doilea rând, aleg servicii de calitate, medicale vorbim. Și în al treilea rând, urmăresc raportul calitate-preț. Din punct de vedere al produsului de asigurare, raportat și la furnizorii de servicii medicale. Acum, de când în dezbatere publică există această ordonanță, eu am primit deja probleme de la clienții care au deja o asigurare voluntară de sănătate. Câteva întrebări care pe mine m-au pus pe gânduri și sunt foarte curios cum asigurătorii vor reacționa la aceste nevoile clienților, pentru că reflectă nevoile clienților.
Înțeleg că era bine dacă invitam și un asigurător astăzi, dar să știi că Teo Alexandrescu, ce mi-am amintit acum să spun despre el, este că este și doctor la bază. Deci medic, așa, are și știința medicală în spatele activității lui. Mă întorc la tine acum, Adrian, la ce se uită? Ai spus așa, în primul rând vor respect, vor un raport de servicii calitate-preț. Cum își aleg aceste asigurări și mai ales ce întrebări ți-au pus ei acum când a fost vorba despre coplată și despre serviciile medicale? Chiar sunt foarte curios. Aș vrea să te corectez, pentru că președintele Casei de Asigurări de Sănătate ne-a corectat pe toți, și cei din mass media și cei din industrie, pentru că în ordonanță nu scrie nimic despre coplată, se numește contribuție proprie. Mă rog, este o altă formulare, dar ea este într-adevăr o coplată. Iar cea mai interesantă întrebare, o să încep cu ordinea importanței, cu cea mai importantă, din punctul meu de vedere. Știm cu toții că asigurătorii, atunci când vorbim de asigurări voluntare de sănătate, evaluează viitorul sau potențialul asigurat din punct de vedere medical, atunci când se încheie acel produs. Deci, întrebarea lor era, în aceste condiții, începând de la 1 iulie, dacă această asigurare de la stat mă ajută să ajung și la privat, iar ce rămâne mie de achitat este diferența de preț pe care o pot face în numerar din fondul proprii sau o pot face cu ajutorul unei asigurări de sănătate. Dacă aleg asigurarea de sănătate și am o boală cronică, o să mai merg la asiguratorul în asigurare sau nu? Pentru că știm că la momentul la care vorbim, dacă am o boală cronică, nu pot accesa asigurarea voluntară de sănătate, pentru că asiguratorul îl consideră un risc cert. Și, da, și asta este ceea ce se numește excludere. Teo, poți să ne răspunzi la ce spune Adi, informația asta de la clienți? Poți să aduci câteva lămuriri? Da, deci practica asigurărilor complementare este să țină cont de condițiile preexistente, deci practic să excludă toate afecțiunile care au fost înaintea asigurării, ceea ce face ca asigurarea să aibă o limitare. Acum, există și asigurări care preiau și condițiile preexistente. Bineînțeles, la alte costuri. Deci și asigurările pentru cei care au boli cronice și populația în general are boli cronice în funcție de vârstă, dar și chiar natura fiziologică face ca să ai boli cronice. Întotdeauna în familia noastră o să avem pe cineva care are o boală cronică. Deci răspunsul e, pe scurt, este da, există asigurări, se numesc asigurări universale de sănătate, în care acoperă și condițiile preexistente. În general, se fac asigurări de grup, adică în care dispersia riscului să ajute underwriting-ul, evaluarea morbidității grupului. Există și individuale cu condiție preexistentă, sunt scumpe, există și în România, se vând cu acel pașaport, există furnizori americani, britanici care oferă inclusiv cu condiții preexistente, poate cu o amânare a acoperirii de câteva luni, pentru ca să nu fac o antiselecție, mai ales la individuale. Există un defer coverage, adică o acoperire amânată, 3, 6, 12 luni. Deci eu cred că asigurările trebuie să preia toate tipurile de afecțiuni, fie că sunt ele acute, fie că sunt ele cronice, și condițiile preexistente pentru a, într-adevăr, adăuga valoare. Dar acest lucru se poate face numai dacă ai o masă critică pentru a avea dispersia riscului de la populația care are afecțiuni cronice către o populație care are
o incidență mai scăzută a infecțiunilor cronice. Asta, asta pentru că asigurătorii, și asta e un lucru de precizat, sunt niște societăți comerciale care au ca scop obținerea de profit, chiar dacă fac o activitate socială extrem de utilă. Mă întorc la Radu Gănescu și pe urmă o să revin la Adi Goran. Radu, produsele actuale de asigurări, tu le știi și pe cele de stat și pe cele suplimentare, private sau cum vrem să le voluntare, așa, răspund ele nevoilor actuale ale pacienților? Și dacă nu, ce le lipsește? Din punctul ăsta de vedere, aș putea să zic că cunosc mult mai bine ceea ce oferă publicul decât privatul la ora actuală. Sunt familiarizat, dar nu știu toate, să spunem, toate formele de asigurare voluntară sau o asigurare în privat. Din punctul meu de vedere, aș vrea să punctez ceva care s-a spus înainte foarte corect apropo de faptul că un asigurator, și eu aș vedea, indiferent că e public sau privat, în momentul în care vede că un furnizor nu se comportă corect cu clienții, cu pacienții lui, să întrerupă acest contract, mie mi se pare de bază și mi îmi pare rău că cel puțin numărul 1 din România, asiguratorul de stat, că asta nu face acest lucru cu furnizorii de servicii publice, care de multe ori nu iau în competența lor ceea ce simte sau face pacientul și se comportă într-un fel care, din păcate, ne duce în locația unde suntem acum, în zona în care prefer să nu te duci la spital, să stai acasă cu o anumită problemă de sănătate. Și asta n-ar trebui să întâmple. Din punct de vedere al ce ar putea oferi și ce cred că este cel mai important, am spus-o și înainte când am fost invitat la dumneavoastră, cred că partea de prevenție și de screening sunt cele mai importante lucruri care pot duce la a ajuta pacientul, indiferent că vorbim de un pacient care este bolnav cronic sau care este perfect sănătos. Dar în momentul în care introduci și partea asta de prevenție, și aici ne diferim noi cel puțin din prietenii mei pe care i-am prin alte state, îmi spuneau, domnule, mă sună de la, are asigurare privată, mă sună și îmi spune, știți că trebuie să veniți să vă faceți niște investigații, sunteți într-un anumit grup țintă, puteți avea o boală, o formă de boală pentru grupa dumneavoastră de vârstă, și atunci, practic, îi se amintește că starea de sănătate sau problemele de sănătate sunt foarte importante, dar și investiția este foarte mică în momentul în care faci un screening la 2 ani sau la 4 ani sau la 5 ani și poți să diagnostichezi înainte și să investești mai puțin. Lucrurile astea cred că ar trebui să le facă, din punctul meu de vedere, și asiguratorii privați, și asigurat, și statul, și publicul, pentru că investiția cea mai mică este în prevenție și în screening și nu numai că beneficiezi de o populație sănătoasă și o populație care va fi contribuitoare în continuare, fie că va avea o asigurare privată sau o asigurare de stat, dar vei scade costurile tratamentului, clar, vei scade costurile în viitor. Și aici nu am văzut, din păcate, se cunoaște la nivel, să spunem așa, general, că e o investiție importantă partea asta, dar nu am văzut acțiuni concrete care să ajute, din punctul meu de vedere, să avem pe viitor o populație mai sănătoasă. Și cred că e unul din punctele la care s-ar putea continua proiecte foarte serioase în această direcție. Am înțeles. Adi Goran, acum ți-aș sugera să continui. Care au fost celelalte întrebări pe care ți le-au pus clienții? Acum, practic astăzi vorbim despre clienți, vorbim despre pacienți și vorbim despre reformă. Deci care au fost celelalte întrebări care ți s-au părut dificile? O altă întrebare foarte bună din punctul meu de vedere, care mie mi-a dat de gândit, este următoarea. În prezent am o asigurare voluntară de sănătate, pe care o plătesc din fondul propriu sau o plătește angajatorul, că e de grup, că e individuală, e mai puțin important. Și odată cu această ordonanță, spitalele private se vor rămâne. Asta ce înseamnă pentru mine, cel care plătesc o asigurare de sănătate privată, din fondul propriu? Înseamnă că pentru mine vor crește timpii de așteptare în accesarea serviciilor medicale? Cu toate că, într-adevăr, în ordonanță este specificat faptul că spitalele private nu pot face contract pentru 2021 pentru un număr mai mare
cu mai mult de 10% a locurilor de în spital față de anul trecut. Da. Adică nu ar fi chiar mare îngesuială, datorită faptului că sunt limitate, spitalele private sunt limitate la acest plus 10%. Am înțeles. Uite, din punctul meu de vedere, am promis că vă spun și care e experiența mea personală. Am o asigurare privată, voluntară de sănătate, la o companie, tot așa, un gigant mondial, care acționează și în România pe libera circulație a serviciilor. Am avut două intervenții chirurgicale și am avut două experiențe extraordinar de bune amândouă. Felul în care am fost primit în spitalul privat a fost total deosebit. Felul în care am fost tratat, curățenie, confort, servicii medicale, grija înainte de operație, grija după operație, modul în care am fost tratat, facturarea, tot, a curs foarte bine. Eram față în față cu doctorul care mă operase și el mi-a spus că acționează și în sistemul de stat, mi-a spus numele spitalului, și în sistemul privat. Era spitalul privat la care eram internat. Și am spus, domnule doctor, care este diferența, dumneavoastră sunteți același om, care e diferența între dumneavoastră doctorul X în spitalul de stat și dumneavoastră doctorul X în spitalul privat? Și el mi-a spus așa, vă spun foarte simplu, aici unde ne aflăm, aparatura medicală cu care eu vă operez era ceva laparoscopic și așa mai departe, deci rezoluția este 4K, deci era mai mult decât Full HD. Pot să văd detalii foarte fine pe care nu le-am văzut nici măcar la RMN sau la tomografie. În schimb, la spitalul de stat, aparatura e veche de 8 ani. Iar în 8 ani de zile s-a schimbat tehnologia enorm. Deci diferența între spitalul de stat și spitalul privat nu e competența medicului, ci e aparatura care îi stă la dispoziție. Ăsta a fost răspunsul pe care mi l-a oferit Teo Alexandrescu. Ce poți să-mi spui despre această experiență a lumii medicale care se transferă din zona de stat în zona privată? Dacă îmi permiți, Sergiu, vreau să fac un comentariu foarte important vis-a-vis de broker. Brokerii au cel mai important rol în designul planului de asigurare de sănătate. Deci noi, practic, asiguratorii, executăm ceea ce ne cer brokerii, pentru că ei reprezintă clienții. Vorbesc în special de produsele de grup, cele care sunt pe corporate. Deci brokerii vin la noi și spun, ăsta este modelul, asta este rețeaua, ăștia sunt medici pe care îi vrem, astea sunt beneficiile, asta e nivelul de acoperire, voi toți vă aliniați și ne dați cotație. Ne spuneți cât costă. Deci rolul brokerului a devenit atât de important, încât noi devenim niște fabrici de know-how, în care noi trebuie să punem într-o pătrățică, pur și simplu, prima. Bineînțeles, după ce avem detalii foarte, foarte, foarte elaborate. Deci știm istoricul pe ani de zile, cunoaștem foarte multe detalii pentru a putea scoate această primă. Deci brokerul are puterea să scoate din rețea medici și furnizori care nu se comportă la standardele pe care le-au promis contractual. Deci el are un rol foarte mare și împreună cu asiguratorul, dar el este cel dirijorul care concertează și conduce toată acest dans între furnizor, asigurator, minister și TPA, adică administrator, third party administrator, care fac managementul claimurilor. Deci brokerul are un rol foarte important. Acum, vis-a-vis de întrebarea ta, care e diferența între un medic în sistemul privat și de stat, eu nu cred că medicul se comportă diferit. Eu cunosc foarte mulți medici și de aici, și din zona de Midlis, și din România, care ei au acea deontologie profesională care nu se oprește la ușa spitalului, că e privat sau de stat. Nu cred, dar în schimb, mediul înconjurător, tot sistemul în sine îl face ineficient și îl aduce într-o zonă în care nu poate să-și practice meseria cum trebuie.
Tehnologia e foarte importantă, evoluează foarte rapid, dar nu este numai tehnologia. Așa, un exemplu pe care îl dau eu aici în Dubai, dacă las pacientul pe sală să ne așteptai mai mult de un sfert de oră, atât furnizorul de servicii medicale, cât și eu ca asigurator, primesc o amendă. O amendă, se fac mystery shopping-uri și sau tot plânge, primesc amendă. Dacă nu răspund în 30 de secunde la concierge call center pentru a programa un pacient, zi și noapte billing, primesc o amendă. Deci trebuie să existe o coerciție care să aducă comportamentul în niște standarde de normalitate. Pentru că noi avem niște standarde deviate. Faptul că m-a luat mai repede în 45 de minute, sunt mulțumit că n-am stat 4 ore cum am stat eu pentru o radiografie. Deci chiar oamenii au zis, băi, eu am stat numai 45 de minute. Cum să stai 45 de minute? Și asta pentru că spitalele, mai ales cele private, acceptă mai mult decât pot duce. Abonamentele medicale sunt cel mai bun exemplu. Cine oprește să... E precum tipărirea de bannotă. E la nesfârșit, e la liber. Poate să încorporeze mii de clienți, de clienți, indiferent de capacitatea lui de a furniza servicii. Deci, cred că nu medicul este cel care schimbă standardele. Este, de fapt, lipsa unui reglementator care să impună standardele. Atât pentru asiguratori, cât și pentru furnizori de servicii medicale. Nu poți să stai 4 ore pe un hol când ești suferit. Nu, mai bine spune, nu am cum. Du-te la altă unitate de urgență. Sau nu poți să te mulțumești pentru că e mai bine ca în altă parte să stai. Am stat, am auzit pe cineva, eu am stat numai 45 de minute. Pe aici am 45 de minute, te închide. Dacă stai, alte așteptări, înțeleg. Deci, cred că trebuie să avem pretenții de la viață, trebuie să avem pretenții și așteptări pentru sănătatea noastră. Și autoritățile trebuie să facă acel reglementator care, cum a menționat ceva, să scoată furnizorii de servicii de stat din sistem. Pentru că cum omoară cu zile oamenii? De ce îi mai țin pe unul? Mă scuz că sunt atât de... Da, văd că ești foarte pornit așa. Mă întorc la Radu Gănescu, pentru că dacă brokerii pot să transfere cerințele clienților către asigurător, mă întreb ce ar putea să facă organizațiile de pacienți. Și Radu conduce o confederație, o coaliție a organizațiilor pacienților și nu oricare, ci cei cu afecțiuni cronice. Radu, din punctul tău de vedere, nu cumva pacientul ar fi bine să fie un interlocutor al companiilor de asigurare și ai statului, bineînțeles. Ce faci tu în sensul ăsta? Din punctul meu de vedere, cred că da, ar fi bine, pentru că poate da o perspectivă a experienței lui și din acest lucru, dacă tot vorbim și toată lumea spune pacientul în centrul sistemului, păi să-l iau un pic, să-l pun acolo, să discute cu el și să vadă care ar fi nevoile, care ar fi dorințele și cum ar putea să creeze un sistem de sănătate axat și centrat pe aceste nevoi. Din păcate, lucrurile astea nu se întâmplă. Noi avem foarte mult... cel puțin ceea ce facem noi e foarte mult lobby în a crea niște politici de sănătate care să fie cumva accesibile pacienților, niște soluții care să ducă pacientul într-un sistem de sănătate, fie că vorbim de furnizori privați sau furnizori publici, atunci când el are nevoie și atunci când el trebuie să ajungă. Din păcate, nu se întâmplă acest lucru. Vedem că suntem mulțumiți că stăm în holurile spitalului și așteptăm 2, 3, 4 ore, dar noi, în loc să reglementăm acest lucru, noi am dat coduri de culori. Alb, galben, roșu, albastru, până ajungi la portocaliu, ăla îl ia direct la morgă, nu-l mai bagă în spital. Adică asta mi se pare mie cel mai aberant lucru. Știm că se întâmplă lucrurile astea, știm că ar trebui să găsim soluții și să reglementăm acest lucru, dar din păcate noi găsim alte soluții. Facem coduri de culori, facem niște chestii care nu ajută pe nimeni. Și nu ajută pe nimeni de ce? Și aici cred că e cea mai mare problemă care are sistemul de sănătate din România. Aici nu există responsabilitate și nu este formă de coerciție. Nu răspunde nimeni de nimic și indiferent cine ce face,
nu va plăti sau nu plătește. Că avem pacienți care au decedat pe holurile spitalelor, că avem pacienți care au decedat în curtea spitalului sau că avem pacienți care din nefericire n-au mai ajuns la un serviciu de ambulanță pentru că a venit salvarea după 7 ore, nu răspunde nimeni de aceste lucruri. Iar în momentul în care discutăm de soluții private, toată lumea sare în sus și toată lumea este cumva agitată că de ce public și nu privat. Eu cred că sunt și niște sisteme complementare și inclusiv asigurările private și sistemul de furnizori de servicii privați ar putea și ar trebui să ajute sistemul public, care nu face față, care este un sac fără fund din punctul meu de vedere, și atât medicii cât și pacienții sunt nemulțumiți. Eu cred că medicul poate să efectueze același serviciu și în privat și în public, dar părerea mea este că nu se schimbă medicul sau experiența lui. Se schimbă din punct de vedere al ceea ce se întâmplă în public. În public, până ajungi și la medic, știți cum e, cam proverbul la românesc, te mănâncă sfinții. Cam așa se întâmplă. Deci tu ca pacient să ajungi la un medic în sistem public, în primul rând trebuie să ai răbdare, trebuie să ai vreo 3-4 luni de zile sigur răbdare ca să ajungi și după aia ajungi la un medic. Când ajungi la medic, deja ești tu ca pacient, ești pur și simplu bulversat de sistemul care îl întâmpini. După ce ai ajuns la medic, medicul zice, nu pot decât atât. Eu pot să spun dintr-o proprie experiență avută în sistemul public, prin care mi-a zis, eu pot să te ajut cu această intervenție, știu că ai nevoie de ea mâine, dar pot să o fac peste 4 luni. Și atunci ce faci? Te duci în privat. Dar pe mine mă interesează să mă duc acolo și ceea ce contribuie eu ca cetățean la această țară, să mă urmărească pe mine și nevoile mele și nu să aștept eu când are statul locuri disponibile să mă primească. Câteva puncte de vedere despre reforma în sănătate, despre coplată. Noi ne apropiem de finalul emisiunii noastre și aici vă introduc un element, o întrebare. Nu știu dacă e pentru Teo Alexandrescu sau pentru Adi Goran, poate e pentru amândoi. Mama mea are 86 de ani și evită cu obstinație să ajungă la spital. Și asta îmi spune că este pentru că nu are încredere în sistem. Zice, mă duc la spital cu o boală și mă întorc cu 5. Cum facem să mărim încrederea pacienților, indiferent de vârstă, în sistemul de sănătate? Adi? Mulțumesc! Acum să mă pun în papucii de pacienți, pentru că și eu am această calitate de pacient. Și întrebarea asta e și la mine, nu atât de cronică, cum e la mama ta, numai că eu am găsit o soluție cu asigurare de private de sănătate. Știu că această soluție nu era de mâna tuturor oamenilor din această țară, pentru că ea are niște costuri, trebuie să recunoaștem, care pentru pătura medie e suportabil acest cost. Cum facem? În primul rând, cred că trebuie să pornim de la ce spunea invitatul tău din studio mai devreme, și anume măsuri coercitive. Dacă sunt sunat sau dacă știu că în situația în care nu am urmărit acel program de screening, care e, din punctul meu de vedere, ar trebui desemnat prin lege sau printr-o măsură a casei de asigurări de sănătate, dacă nu urmăresc acel program de screening, atunci când am nevoie de servicii medicale să fiu penalizat într-un anumit fel. Nu îmi vin în minte acum tipurile de penalizări, dar știu că în anumite țări se ajunge până la a ți se refuza anumite servicii medicale dacă nu ai făcut screening. Asta e părerea mea. Că, din punct de vedere, dacă așteptăm doar noi să fim... Spuneam că același sistem se practică, apropo, de cei care refuză vaccinarea. Refuză de a se vaccina și dacă din diverse motive se infectează, ajung până aș plăti 100% din contribuție personală serviciile medicale. Un alt lucru de precizat este acela al clinicilor sau rețelelor de clinici medicale private. Ele vând abonamente de sănătate, lumea le percepe ca fiind asigurări de sănătate. Ele nu sunt asigurări de sănătate, sunt abonamente. Îți dau niște servicii, reduceri la niște servicii, sunt diferențe fundamentale între ele. Și în zona aceea se petrec diverse abuzuri. E de știut că asigurătorii plătesc
cum să spun, au un regim foarte restrictiv ca să poată să vândă asigurări de sănătate, în timp ce abonamentele medicale au un regim, același regim de deductibilitate fiscală, dar se pot uneori substitui asigurărilor de sănătate. Asta este probabil subiectul pentru altă emisiune. Teo, un cuvânt de final, așa, dacă ar fi ca cei care ne privesc, să rețină un singur lucru sau o singură idee din tot ce am spus noi astăzi aici, care este acea idee? Mama ta are dreptate. România are cea mai mare rată de mortalitate datorită sistemului medical. Există o statistică la nivel de Eurostat care arată câți oameni mor cu zile din cauza faptului că merg în unitățile medicale. Iar România avea cea mai mare rată dintre toate țările europene. Deci dacă mergi în sistem să te tratezi, ai șanse mai mari în alte țări să iei mai multe boli și să nu îți prelungești viața chiar din contră să o scurtezi. Mulțumesc frumos, sunt Sergiu Costache, Zodia Asigurărilor se oprește astăzi aici, am discutat despre sănătate, că e mai bună decât toate, mai exact despre calități care stau la baza unui sistem de sănătate mai bun și Coplata este în acest sens și vă sugerez să o studiați cât mai bine pentru că vă poate ușura financiar viața de pacient. Am discutat, i-am avut alături pe Teo Alexandrescu, pe Adrian Goran și pe Radu Gănescu, oameni cu o foarte bogată experiență în acest domeniu. Rămâneți pe Canal 33 pentru că urmează emisiuni din ce în ce mai interesante.